Meditații, gânduri către sine însuși, scrisă în timpul campaniilor sale militare, reprezintă documentul remarcabil care dezvăluie gândurile înțeleptului împărat Marcus Aurelius. Aici, împăratul filozof ne dezvăluie cum a trăit el concepte filozofice precum virtutea, echilibrul, acceptarea condiției umane și abordarea într-un stil filozofic a greutăților vieții. Foarte interesant este felul în care sunt scrise rândurile sale, într-o manieră intimă și personală, nu destinată publicului larg într-un scop anume. De aici și autenticitatea lor. Împăratul filozof încuraja o viață simplă, evitând luxul și dependențele, în scopul atingerii echilibrului interior. Într-o lume modernă caracterizată de agitație și incertitudine, învățăturile sale rămân relevante, servind drept ghid pentru cei care caută înțelegerea interioară și echilibrul în fața adversităților vieții. Prin urmare, vreau să împărtășesc cu tine câteva dintre lecțiile pe care le-am învățat din meditații, în speranța că le vei prelua și tu și te vor face o persoană mai puternică emoțional și mai înțeleaptă, așa cum a fost și pentru mine. Marcus Aurelius observă cum oamenii bogați își construiesc case pentru a se retrage la țară, pe malul mării sau pe munți, în speranța de a găsi liniștea. În realitate, cea mai sigură retragere pentru a restabili calmul și libertatea cuiva este retragerea către propriul suflet. Astfel, autorul ne îndeamnă nu să ne găsim liniștea în ceva extern, cum ar fi un pahar de vin, o ieșire cu prietenii sau un loc retras, nu pentru că sunt lucruri rele, ci în principii filozofice pe care să le practicăm zilnic, pentru că doar ele pot desfăta sufletul. Să facem acele activități care ne mențin sufletul viu, cum ar fi reflexia, scrierea, citirea textelor filozofice sau admirarea unui apus de soare. Cum funcționează universul? În meditații, autorul contemplă universul perfect în care noi trăim. De la cele mai mici târătoare până la cei mai înțelepți oameni ai acestei lumi, toate ființele trăiesc cu un scop și își aduc contribuția pentru bunul mers al planetei. Prin urmare, el ne îndeamnă să admitem că suntem cetățeni ai acestei lumi, membri ai comunității raționale de oameni. Deși fiecare ființă vie există separat, toate sunt făcute pentru cooperare. La fel cum fiecare parte a corpului este importantă și alcătuiește trupul uman, la fel fiecare om este important pentru un altul, toți fiind conectați unii cu alții. Dacă nu iubești oamenii, fiind în stare să te pui în slujba lor, nu vei fi niciodată fericit. În schimb, când admiți că ești parte dintr-o comunitate, vei vedea că binele pe care îl faci pentru ceilalți este de fapt binele făcut pentru tine. Căutarea înțelepciunii. O trăsătură importantă a teoriei stoice este ideea că viața umană, dacă este trăită corect, e un proiect continuu sau o călătorie îndreptată spre cea mai bună condiție umană posibilă, cea a înțelepciunii. Există două aspecte ale acestei călătorii. Una este individuală și cealaltă este socială. La nivel individual, putem învăța să trecem de la dorințele noastre egoiste, precum câștiguri financiare, nevoia de recunoaștere sau de validare, către dorințe mai sănătoase și mai morale, cum ar fi de a face bine altor persoane, a fi satisfăcuți cu munca pe care o depunem și a ne bucura de frumusețile acestei vieți. Mai apoi, la nivel social, să ne punem eforturile în folosul altora. Stoicii credeau că ființele umane sunt atrase instinctiv să aibă grijă de semenii lor, să-i respecte, să-i prețuiască și să-i iubească. În meditații, Marcus Aurelius se gândește la întreaga sa viață, din copilărie și până la sfârșitul anilor săi ca ciclu de dezvoltare și reflectează asupra calităților etice a căror valoare a învățat să le recunoască, precum și modul în care relațiile sale cu alte persoane l-au ajutat să devină ceea ce este. Nu te plânge. Marcus Aurelius era din fire o persoană foarte sensibilă și afectuoasă, fiindu-i extrem de greu să suporte pierderea celor dragi și chiar acesta a fost blestemul său. Tatăl său murise din fragedă copilărie și a fost adoptat de către Hadrian. La doar 17 ani a fost predestinat să fie împărat, împăratul Hadrian văzând în el un potențial extraordinar. Chiar dacă Marcus, în sinea lui, nu-și dorea să fie împărat, ci filozof, a refuzat să trăiască în palatul imperial pentru a sta cu mama lui drept rezultat. A avut 14 copii, dintre care 9 muriseră, rămânându-i 4 fiice și pe fiul său, Commodus, care a făcut numai zile rele și care, ulterior, a dus mult la decăderea imperiului. Nici cu privire la situația cetățenilor, lucrurile nu au stat foarte bine.
Speranța de viață era foarte mică comparativ cu zilele noastre datorită nenumăratelor războaie, boli de tot felul și o medicină primitivă, astfel că, fiind un împărat devotat care și-a iubit poporul, a suferit mult când afla câți oameni mor anual. Corpul său nu era foarte atletic, astfel că sănătatea lui era mai mereu pusă în pericol. Chiar el scrie în jurnalul său, mirându-se cum de corpul său fragil a rezistat atât de mult timp, chinuit fiind de toate campaniile militare pe care le-a demarat. Cu toate acestea, și-a păstrat spiritul stoic viu. A fi stoic înseamnă să-ți păstrezi optimismul și seninătatea, nu a fi sobru și detașat, indiferent de ce-ți rezervă viața. Cel mai probabil, nici eu și nici tu nu avem o soartă atât de grea cât a avut-o el. De fapt, soarta lui a fost printre cele mai grele pe care le poate avea un om. Astfel, eu am învățat că nu am dreptul să mă plâng de absolut nimic din ceea ce mi oferă viața. Modelul său de a trăi parcă mă face să-mi fie rușine când mă plâng atunci când mi se întâmplă ceva neplăcut. Herodian, un istoric roman care a fost martor la începutul domniei lui Commodus, scrie că atunci când s-a dat vestea morții împăratului, tot poporul a plâns în cor moartea sa. Conform lui Herodian, fiecare cetățean roman l-a numit pe Marcus Aurelius tată bun, general curajos și înțelept, nobil împărat și conducător temperat, Herodian comentând că fiecare dintre aceștia a spus adevărul. Se spune că ultimele cuvinte pe care Marcus Aurelius le-a rostit au fost adresate ofițerului din tura de noapte care îl păzea, iar acestea au fost: mergi către soarele ce răsare, căci eu deja apun. În concluzie, Marcus Aurelius a fost un simplu om care a ales să îmbrățișeze frumusețile acestei lumi, indiferent de cât de dură a fost viața cu el. Acesta căuta să se vedea pe sine ca un stoic în primul rând și abia apoi ca împărat. Lecțiile lui despre oameni și despre lume le găsim în meditații, valabile astăzi mai mult ca oricând. Iar dacă vrei să afli mai multe despre cum gândea acest împărat roman, ai un clip în colțul de sus și ne găsim acolo.